Bine te-am găsit la seria intitulată Miracolul nașterii profesioniștii. Eu sunt Ina Lupu și sunt educator prenatal la Malz, dula la naștere și dula postpartum. Vreau să aduc în fața ta cei mai buni specialiști în domeniul nașterii din România. Bună, Denisa! Mulțumesc mult că ai acceptat invitația mea! Drag. Vreau să vă spun cu cine o să discutăm astăzi, cu Denisa Sârb, care este asistent medical generalist ca formare. Dar ceea ce ne interesează pe noi în mod special astăzi este primul fotograf la naștere din România și dula la naștere. În urmă cu 3 ani a inițiat proiectul Prima Gură de Aer, despre care o să te rog, Denis, să ne povestești mai multe și cum ai ajuns de fapt în domeniul acesta al nașterilor. De mic copil am fost foarte atrasă de domeniul ăsta și am terminat ca și liceu chimie bio, vrând să dau la facultate de medicină. Și am învățat vreo 2 ani pentru asta și m-am răzgândit în ultima clipă, nici măcar n-am mai încercat. Uh-huh. Eram atrasă de partea de ginecologie, bineînțeles. Și soarta a făcut în așa fel încât să termin altă facultate, business, deci sunt economist, de fapt. Okay. Și în paralel și asistenți generaliști, că am zis că dacă tot am învățat, toată lumea mă presa să fac și asta. Și așa că am făcut-o. Și în ultimul an, la asistenți generaliști, am avut cea mai așteptată garda la gine. Și am asistat atunci la 2 nașteri și a fost incredibil, mult mai fain decât credeam că va fi. Și atunci m-am îndrăgostit de treaba asta și am zis că vreau să fac orice ca să mai ajung în sala de nașteri. După ceva timp am deschis cu soțul meu o firmă de foto, suntem fotografi și mi-a venit mie ideea să fac fotografie la naștere. Știam că se face, nu știam dacă mai face cineva în țara noastră asta, dar am vrut neapărat să încerc. Și soarta ne-a dus la noi aici pe canapea, niște miri, ea era însărcinată. Am întrebat-o unde naște, mi-a zis că naște la un spital privat din Cluj și am zis, asta e șansa mea, o cheamă Alina Petipa, am zis, Alina, orice vrei tu, dar trebuie să vin la tine la naștere. Și am ajuns la ea la naștere, dar nu la nașterea propriu-zisă, pentru că trebuia să fie o naștere naturală, doctorul era de acord să asist, dar s-a ajuns la cezariană și nu a mai putut intra. Și am avut pozele de dinainte de naștere și după naștere. Și am făcut o postare pe site-ul nostru de fotografie, de nuntă, nu de naștere. Și am scris descrierea, cum a fost și ce nasol că în România nu te lasă să intri și în alte țări sunt așa permisiv și la noi de ce se întâmplă chestia asta. Și a văzut cine trebuie. Și anume persoana care se ocupă de partea lor de social media de la clinică. Și tipa asta a văzut-o ca pe o oportunitate. Și m-a chemat să fac fotografii pentru ei, am făcut 3 cezariene pentru ei și după am ajuns să fac fotografii la naștere, dar foarte mult îi datorez ei din toată chestia asta. Dacă nu era ea, probabil nu reușeam să intru la cezariană și după să fiu acceptată. Și așa s-a început prima gură de aer. Super! Și după aceea ai început să faci tu pentru mămici, să te caute mămicile, să te cunoască, da, nu? Prima dată am făcut pentru tipa asta, Lina, după am făcut pentru clinică, am avut câteva nașteri și după m-au căutat mămicile și mă promovează și ei în clinică. Și practic ai intrare doar în clinica respectivă? Nu, mai am la încă o clinică privată din Cluj, dar doar la nașterile naturale și depinde de acordul doctorului. Super. Când povesteai de atunci când ai făcut prima gardă la ginecologie și abia așteptai și te-ai îndrăgostit de meserie, mi-aduceam aminte de alți prieteni care au făcut gărzi la ginecologie și s-au înspăimântat și n-au mai vrut să aibă nimic de a face. Da, și noi eram câte 2 asistente și tipa cu care eram, noi am fost colege și în liceu. Ea nici măcar n-a vrut să se uite, eram așa, întrebam așa, da, putem să stăm? Și noi mi-era și jenă față de mămică, că mă gândeam că să nu-i fie rușine. Normal că puteți ca să vedeți tot, că doar de aia ați venit. După aia mi-am dat seama că mămicile în travaliu și în expulzie nu sunt curioase de cine se uită la ele, clar. Da, ai simțit atunci. Da, da, a fost incredibil la naștere, aia nu s-o uit niciodată. Care... Da, spune tot.
Păi, ne-am început garda, să zic așa, la ora 8 seara și mămicile nu prea aveau șanse să nască după spusele doctorilor. Mămica de care zic, care a fost prima naștere din seara, era de 3 zile în travaliu și nu avansa, era tot la 2 cm și cealaltă era la a doua naștere și ea zicea că prima a fost tot așa 3 zile, deci sigur nu o să nască și eram disperată să nască măcar una. Și cu mămica care era de 3 zile în travaliu, am petrecut 3 ore ținând-o în brațe. Deci am fost super, super implicată atunci, fără să-mi dau seama și am ajutat-o cu tot ce am putut. Și am o zis la sfârșit că nu o să mă uite niciodată și am zis, nici eu nu o să te uit, clar, că ești prima naștere la care a zis. Super. Da, practic acela a fost primul moment în care ți-ai dat seama că asta te pasionează. Da, da, cu adevărat. Și că îmi place să ajut, nu numai să asist acolo. Noi două ne-am cunoscut la cursul de doula la Cluj și spune-mi cum ai ajuns să faci și acest curs. Inițial am vrut să-l fac cu o grupă înainte, în primăvară, dacă mi-aduc bine aminte, dar nu s-a putut și când am văzut că a postat Nora și că se va mai face un curs în august, am zis, ăla vreau să fie cadou de ziua mea. Toată lumea pune-ți bani și ăla cadou de ziua mea. Și așa am ajuns. Înainte de asta am făcut vreo 15 nașteri, cred că și fotograf, și tot timpul am încercat să ajung cu mămica cu mai mult de atât decât cu prezența mea și vorbe. Și am vrut să mă specializez pe asta încât să știu că ceea ce fac e ok și că nu încurc cu nimic. Și cum a fost cursul pentru tine? Ai simțit că ți-a oferit valoarea de care aveai nevoie? Da, și poate mă așteptam să învățăm, nu știu, mai mult, dar nu era cazul. În schimb, cunoscându-vă pe voi toate și învățând din experiența voastră, a fost extraordinar. Comunicarea care a fost acolo a fost chiar extraordinar. Energia grupului întotdeauna face foarte mult. Foarte fain. N-aș fi vrut să se termine așa repede. Și după aceea, nașterile la care ai asistat, ai asistat și în calitate de fotograf și în calitate de doula sau? Nu am asistat până acum niciodată doar în calitate de doula. Uh-huh. Pachetul meu de fotografie așa e și făcut, doula este inclusă în preț. Super. După ce ai făcut acest curs de doula, ai reușit să le susții mai mult, să le sprijini mai mult decât înainte? Și am fost mult mai stăpână pe ceea ce fac. Aveai tu mai multă încredere în tine. Exact. Super. Cum simți că te-ai schimbat de când ești în acest domeniu? Că deja ești de 3 ani. Nu știu dacă m-am schimbat neapărat, dar văd chestia asta ca fiind cu adevărat un miracol. Și tuturor le zic, chiar ieri m-am întâlnit cu o mămică foarte tânără care urmează să nască și nu era în plan bebele. Și tuturor le zic, e foarte greu să faci copii acum și noi ne străduim de un an să facem un copil. Și când vine, e binevenit, bucurați-vă că e cu adevărat un miracol. Și mă simt super, super încântată că pot să fiu acolo și că pot să iau parte la așa ceva și să mă bucur de energia care e în sala de nașteri și de tot, că nu toată lumea poate asta. Da, ai avut și nașteri mai lungi? Adică travalii mai lungi? Da, cel mai lung a fost anul trecut, în 28 decembrie, după două nașteri. Am mai avut două nașteri înainte, cu 3 zile, deci era a treia naștere. 16 ore am stat. Era și o prietenă și a fost foarte încărcat emoțional. Dar tu, în general, ca și fotograf, nu stai neapărat pe tot travaliu, sau? Da, stau pentru că nu știi niciodată ce se întâmplă, știi și tu. Că poate să dureze 10 ore sau poate să dureze încă o oră și nu te anunță nimeni. De exemplu, m-a sunat la un moment dat o mămică anul trecut în august, 20 de ani avea. Și eu stau față de clinica asta unde mă duc la 5 minute. Deci foarte aproape.
și m-a sunat că ai ajuns la spital, travaliu activ 4 cm, prima naștere. A zis, perfect, eu intru la duș și vin. O jumătate de oră dura tot, pe când am ajuns acolo, era pe masă, aștepta doctorul ca să poată împinge. Deci, 6 cm în jumătate de oră. Mm-hmm. Nu plec. Bine, știu că stau acolo și dorm în fund. Mm-hmm. Ai mai primit solicitări de la persoane care ar fi interesate să facă trupul ăsta de fotograf la naștere? Da, mi-am mai scris, cred că două tipe, dar din alte orașe. Mm-hmm. Nu știu dacă au reușit sau nu. Eu nu am auzit de ele, cel puțin. Mm-hmm. Și ce recomandări ai face cuiva care își dorește să intre în acest domeniu? În primul rând, am mai zis-o și o să tot zic, ciocul mic. Că nu e ok să-ți iei tu tot de sub picioare. Ești doctor și ei știu mai bine, nu poți să mergi tu să dai indicații. Trebuie să stai acolo cu minte în banca ta, până când la un moment dat o să devii apreciat și cunoscut. Dar la început nu este așa, că ei se uită la tine ca și cum cine, Doamne, vrea să-și facă poze în momentele astea. Ce-i cu fata asta? Mm-hmm. Fata asta devine domnișoara, doamna și totul devine ok, dar cu răbdare. Să stai lor, să vorbească tot timpul frumos și să facă tot ce li se zice. Mm-hmm. Și cu părinții să fie totul foarte clar, să aibă un contract, să le explice ce se postează, ce nu se postează, să se întâlnească înainte și să aibă o relație frumoasă cu părinții, neapărat. Dacă nu, nu o să meargă în momentele alea. Uh-huh. E importantă încrederea, nu? Pe care o are în tine. E cu siguranță. Cuplul. Ei au emoții văzându-te acolo, că e ciudat. Și nu-i nevoie să se simtă în plus ciudat, pe lângă că trăiesc niște emoții foarte intense. Mm-hmm. Trebuie să fie prietenul lor și omul lor de încredere și de sprijin, că soțul care asistă sau poate mama, dar în foarte puține cazuri, e stresat și el. Deci nu trebuie să fie omul care stresează în plus. Mm-hmm. Eu n-am avut până acum probleme de genul ăsta. Toate mămicile îmi scriu că au trecut foarte repede din cauza că eram acolo. Super! Câtă deschidere există la mămici? Eu, de exemplu, nu cred că m-aș fi simțit confortabil să mă fotografieze cineva în acele momente. Acum depinde. Nu știu exact. Cele care îmi scriu, toate urmează să-și facă. Deci nu există un nu. Mm-hmm. Da, și am în jur de 10-15 nașteri pe an fotografiate. Mm-hmm. Acum am mai vorbit cu prietenele mele. Dintre prietenele mele toate și-au făcut fotografii. Dacă e să mă pun eu în situația asta, și eu aș vrea să fiu fotografiată. Mm-hmm. Mi-ar plăcea să țin minte exact ce s-a întâmplat și cum a fost. Mm-hmm. Acum depinde. Și atunci când vizionați împreună fotografiile, ți se pare că ele au văzut altfel nașterea decât tine sau decât ce văd în fotografii? Nu știu, ai surprins reacții cu genul ăsta? Da. Multe nu-și aduc aminte exact ce s-a întâmplat și la multe nu le vine să creadă că sunt chiar ele acolo. De asta nu e neapărat vis-a-vis de naștere, cât și vis-a-vis de nuntă. Și noi fiind fotografi, când ne-am văzut fotografiile de la nuntă, ne era foarte ciudat, că deși noi l-am văzut pe fotograf unde era, știam exact ce cadru o să iasă, tu nu te gândești atunci exact ce se întâmplă, tu trăiești momentul și când te crezi că s-a întâmplat. Și dacă când e vorba de nuntă, e așa, când e vorba de naștere, clar ele nu mai știu exact ce-au făcut. Și... Dar toate sunt mândre când văd fotografiile. Sunt mândre de ele. Super, asta e foarte important să poți să-i dai mămicii, să-i redai încrederea și... Nu-mi zic punctul de vedere la vis-a-vis la nașterea ei. Nu-i zic cum a fost din partea mea. Uh-huh. Îi dau fotografiile și tot timpul când le dau, de obicei în cam o lună sunt gata de la... Și chiar dacă sunt gata mai repede, nu le dau mai repede. Le dădeam mai repede și nu era tocmai ok. Că era mult prea sensibilă încă treaba... Și nu erau pregătite. Și tot timpul când le dau fotografiile, le întreb dacă e ok să le dau acum sau mai așteptăm. Și când zic ele, atunci le primesc. Mm-hmm.
Deci au nevoie de o perioadă după naștere în care să proceseze, practic, nașterea. Da, dacă au și o naștere mai lungă și mai nasoală, e un pic prea dur să le și vadă. Că retrăiesc momentele, efectiv le retrăiesc. Practic, tu le oferi o altă perspectivă decât propria lor perspectivă asupra nașterii, ceea ce mi se pare extraordinar. Da, da. Probabil și perspectiva tatălui. Pentru că el e acolo și vede exact ce se întâmplă. Și din cauza asta, cu unele mămici, de exemplu, când asistă și tăticii la expulzie, cei mai mulți dintre ei văd exact ce se întâmplă. Și până să ajung într-o anumită situație, nu fotografiam exact momentul expulziei explicit, să zic așa. La un moment dat am avut o prietenă care a născut și tăticul ăsta și a văzut exact ce se întâmplă. Și bineînțeles că nu puteam să-i pun întrebare atunci, vrei să-ți fac fotografii? Și am făcut. Și când i-am dat fotografiile, i-am spus, vezi că sunt și fotografiile astea, uită-te singură, dacă nu-ți plac ștergele. Și răspunsul ei a fost, păcat că nu-s mai multe. Și de atunci, tot timpul între mămicile, vreți și așa, și așa, ce nu vreți, ce vreți. Și majoritatea vor să vadă și ele ce văd soții lor. Și reacția partenerilor care este în general? Că vedem destul de multe poze de astea cu tătici leșinați pe jos sau înspăimântați sau... Am avut un singur tătic care a fost, cred, obligat să asiste. În rest, toți sunt foarte, foarte... Deci, nu știu, se comportă așa de fain bărbații și se așa de stăpân pe situații. Zici că văd a 20-a naștere, nu prima din viața lor. Sunt foarte de fain. Sunt acolo foarte alături de ele, împing cu ele. Deci, și când își văd copii, bineînțeles că se apucă de plâns. Dar până atunci, pe expulzii, sunt foarte stăpâni pe ei. Foarte fain. N-am pățit să leșine niciun om. Și, în general, sunt și partenerii alături de mame sau depinde? În general, da. Deci, o singură naștere naturală am avut la care nu a asistat tăticul și am fotografiat. În rest, toți participă. Și aici, unde am cele mai multe nașteri, ei sunt foarte permisivi, foarte faină clinica. Și pe lângă tătici pot să mai aducă pe cineva. Și am avut, când am fost 4 persoane aparținători în sala de naștere. Eu, tăticul, era fix de ziua tăticului. Sora, mămicii și mătușa ei. Și acum urmează să mă duc la o naștere, să fie și mama tipei și tăticul. Da, aici practic depinde de mamă cât de multe persoane își dorește să aibă alături, nu? Depinde și de doctor, dacă e de acord. Da. Persoană, n-aș putea să am nu știu câte persoane alături, da. Da, asta vreau să zic și eu, că pentru mine a fost suficient că a fost dula. La prima naștere mi-am dorit foarte mult să fie și soțul, dar mi-am dat seama pe parcurs că de fapt mă inhiba prezența lui și atunci, în momentul în care a ieșit din sală, am simțit o ușurare și a avansat foarte repede travaliul. Dar, într-adevăr, sunt și mulți tătici care pot să le susțină așa cum au nevoie mămicile. Da, sunt unele mămici care chiar numai de prezența lor au nevoie și probabil am pățit. Eu nu puteam să ajung cu nimic din punct de vedere a unei dule, nu puteam să fac nimic. Și soțul, orice ar fi făcut, era perfect și e perfect așa. E perfect oricum, e perfect pentru mămică. Ea trebuie să se simtă bine în primul rând. Noi restul suntem doar de susținere acolo. Așa e, am avut și eu o naștere la care... Am rămas impresionată de relația și de, nu știu, armonia mișcărilor dintre ei. La un moment dat mă simțeam oarecum în plus, dar mi-am dat seama că, de fapt, ei asta au nevoie, să fie ei împreună și eu să-i susțin cum pot, așa, fiind acolo. Exact. Am avut și eu naștere așa acum o lună la niște foști mieri de-a mei și erau îndrăgostiți cam prima zi. Deci așa, n-am mai văzut niciun. Era o naștere romantică, cumva. Și pe expulzie, între contracții, se pupau, se mângheau. Deci a fost extraordinar. Am și plâns la nașterea asta. Foarte fain. Și tu ai surprins toate momentele pe cameră. Da, exact. Ce amintiri frumoase. Foarte faine. Uite, dacă mai fac un bebe, te chem. Doamne ajută.
Deși deocamdată doi sunt, în, sunt ok cu doi. Ce fain este trei. Da. Da. Ai persoane, ai spus că în străinătate e destul de des întâlnită meseria aceasta de fotograf la naștere. Ai persoane pe care le admiri sau le urmărești din afara țării în acest domeniu? Da, sunt multe. Este un grup de Facebook, îi zice Looks Like Film. Se postează acolo tot felul de fotografii și acolo se postează și nașteri. Și acolo vezi tot felul de nașteri. Sunt mulți fotografi talentați. Este o tipă din România care lucrează în America și chiar am vorbit cu ea, că eu mă gândeam, și aici depinde de zone, sigur, de țări, de spitale. Mă gândeam că în străinătate sunt mult, mult mai permisiv ca la noi, dar nu e așa. Cel puțin în zona în care e tipa asta, nu mai știu exact unde zis că îi, o zis că întâmpină probleme în spitale, ceea ce la noi, nu pot să zic că neapărat am problema asta, nu o mai am. La spital privat trebuie să precizăm asta, da? Că încă la stat nu sunt acceptate. La stat nu. Cine știe, poate să se schimbe și la stat. Așa ne dorim, pentru că, așa cum ai observat și tu, foarte mult face sprijinul celorlalți. Păi mămicile, foarte, foarte multe aleg să nască la privat numai din cauza asta, că pot să aibă pe cineva lângă ele. Și asta e foarte, foarte important. Eu n-aș putea să nasc singură, așa, m-aș simți super părăsită, nu știu. Eu asta am văzut când am asistat prima dată la naștere și am fost la stat. Și mămicile erau așa, dezorientate, părăsite, nu plăcea deloc atmosfera care era. Da, practic asta e un ajutor extraordinar și nu costă nimic. Exact. Exact. Da. Super. Care e cea mai mare satisfacție din ceea ce faci? Fericirea de pe fețele lor și uimirea de pe fețele lor că am reușit împreună și că au reușit ele și au așa fotografii extraordinare. Și acum, nu de mult, am avut a doua naștere la o mămică și a fost extraordinar să mă duc tot la ea, la al doilea copil. Și mi se pare foarte bun și pentru copii, că amândoi o să aibă, au fotografii de la naștere și o să vadă exact cum s-a născut. Și în general? Cu fiecare leg o relație foarte frumoasă după. Și ne mai întâlnim, le fac pozele de la botez și îi văd pe copii crescând, că ne întâlnim la tot felul de ședințe foto. Și deja de 3 ani unii copii mari umblă și vorbesc și nu-mi vine să cred că i-am văzut când au luat prima gură de aer. Exact. Super. Practic o relație continuă, pentru că tu, ca și fotograf, poți să fii alături de ei până la căsătoria lor, a copiilor. Într-un grup de părinți, deja de 3 ani, cred că-s vreo 10 cupluri, dacă nu mă înșel, și toți au minim un copil. Și mă duc și le fac poze la zilele de naștere. Și cu una dintre mămiși, că acum ne-am împrietenit, deja ies și cu ele separat în oraș, și râdeam că Denis zice... te chemăm și la majoratele lor. Și am zis, tu, eu la majorate nu mă duc, eu n-am răbdare că sunt așa de prăpădit și beau și fac prostii, eu nu mai bat. Zic, pe fiți de aia te chemăm, tu să ai pe cine să-i bată. Da. Cu tine nu, probabil nu și-ar permite dacă te știu de la naștere. Nu știu ce să zic. Da. Super, da, e foarte frumos, așa că ai și continuitatea asta a relației cu ei. Da, e foarte fain. Care e cea mai mare frustrare a ta în domeniul ăsta? Dacă ai. Nu mai am. Nu mai era foarte greu să tac la început. Acum nu mai am de ce să tac. Toată lumea mă știe și e ok. Nu mai am nicio frustrare. Am depășit momentul. Și cum ai învățat să taci? Mi-am dat seama că îmi tai singură craca de sub picioare dacă zic ceva. Că numai odată trebuie să calci pe cineva pe nervi și se duce repede vorba.
nu, în spațiul lor, în spitalul lor, nu ai tu cum să mergi să faci regulile tale. Trebuie să te supui. Oricum și ca dula, noi de fapt suntem acolo doar să sprijinim mama, nu să dăm indicații. Așa e. Și probabil că și partea asta te-a ajutat ca dula, nu? Să înțelegi un pic mai bine care e rolul și până unde. Nu neapărat, că oricum nu făceam mai mult, nici înainte, că deja făceam fotografii de 2 ani la naștere. Uh-huh. Poate m-ar fi ajutat dacă făceam cursul de la început. Nu. Am știut unde e locul meu. Și când a născut prietena asta mea cu nașterea romantică, a avut de luat o decizie și a venit mașa pe mașă, știu și o apreciez super mult, sper că nu o să nasă nimeni restul ăla. Și știa că suntem prietene și a venit și a explica ei ce urmează să se întâmple și a zis să luăm o decizie împreună. Deci efectiv m-a băgat în grupul lor, dar eu nu, deci, deși știam ce trebuie să-i zic, nu era potrivit să-i zic eu ce să facă. Era treaba mea. Uh-huh. Și m-am bucurat că a vorbit cu doctorul, doctorița la care mă duc și eu, și au luat împreună cea mai bună decizie și am putut să tac și a fost ce trebuie. Uh-huh. Dacă nu, aș fi regretat un pic. Și mă bucur că au luat decizia asta și totul de curs ok. Uh-huh. Dar nu-mi pun amprenta în deciziile lor deloc. Uite, ai putea să faci tu un curs pentru cei care vor să facă fotografii la naștere și să îmbini și partea de dula. Dar aș putea. M-am gândit și eu la asta, dar deocamdată nu sunt foarte mulți doritori. Uh-huh. Și simt că parcă nici n-ar fi suficient spațiu încă pentru asta. Probabil în alte orașe. Am avut acum vreo 2 ani o cerere pentru București. Acolo fiind mult mai mulți oameni și mult mai multe spitale, sigur s-ar găsi mămici care ar vrea fotografii la naștere. Deci cine este din București? Dați-vă bătaie! Da, și din alte orașe, doar sunt multe orașe care au spitale private și probabil că așa, în timp, vor începe să accepte și în spitalele de stat. Eu tot asta spun, că dacă cerem suficient de mult, vor începe să accepte. Da, probabil. Acum am o fostă mireasă care urmează să nască la un spital de stat în Cluj cu șeful spitalului și a zis că o să încerce cumva, da, de ne lasă să-i fac poze. Uh-huh. Dar e greu, știi și tu, că ajungi la spital și doctorul apare doar în expulzie. Și până atunci te lovești de asistente, moașe, doctor de gardă, care toți te întreabă, tu ce cauți aici? Cine ești tu? Și da. E nasă să tot dai explicații și să... E nasă. Da, da, ar trebui să fie toată lumea de acord, practic. Da, da, să da. Să particip, da. Nu doar medicul care... Da, exact, clar ar trebui să fie de acord. Eu și întreb moașele când vin și pun... fac tot felul de proceduri mămicii, le întreb înainte dacă sunt de acord să apară în fotografii ele. Uh-huh. Multe nu sunt de acord și atunci trebuie să știu. Uh-huh. Și să faci pozele încât să nu le prind și... Da, încât să nu le prind la față. Uh-huh. Super. Fiecare. Uh-huh. Super. Mersi tare mult, Denisa. Ne-ai oferit informații foarte interesante și sunt sigură că ai dat idei și altora. Cred că asta e foarte important ce ai spus tu, că ai fost dintotdeauna pasionată de domeniul ăsta, pentru că probabil nu orice fotograf ar putea să surprindă momentele astea și să fie acolo, practic. Da, da. Nu mulți ar putea, că eu știu foarte mulți fotografi și chiar îmi ziceau că nu ar putea. În schimb, știu fotografi care au mai fotografiat nașterile soțiilor lor. Uh-huh. Dar nu ar mai face fotografii la altcineva. Deci da. Stăpân pe situație, în primul rând. Și să știi uh-huh. ce te faci. Uh-huh. Și să te pasioneze. Da. Și domeniul nașterilor și al fotografiei. Și dacă tot vorbeam de fotografi, un alt sfat ar fi, și asta e foarte important,
să asiste prima dată la o naștere fără să fotografieze. Să vadă cum e o naștere de fapt, că nu e ca la televizor. Pentru că e foarte greu să fotografiezi din prima. Da, cred că asta ar fi foarte important să știe. Super, uite ce de sfaturi utile ai dat. Mie mi-ar plăcea, dar nu prea mă pricep la partea de fotografie. Așa că... Bine, te învăț câteva tehnici de bază și sigur o să te pricep după. Super, uite, gata, am și... Să-ți faci părinții fericiți, că le oferi un plus. Uite, vezi, o idee pentru tine. Da. Să abordezi dulele, ca să-și facă și partea de fotografie. Da, s-ar putea. Uh-huh. Bine, multe și fac fotografii cu telefonul sau filmulețe și de când e mic și eu alea sunt perfecte, după părerea mea. Uh-huh. E o amintire. Da, da, este. Dar ar fi și mai frumos să poți să surprinzi chiar momentele importante. De exemplu, eu când fac o fotografie mă gândesc, dar în realitate arată mult mai bine decât ce mi-a ieșit mie. Și în schimb sunt anumite fotografii făcute de specialiști, de profesioniști, care parcă arată mai bine în poză decât în realitate. Bine, și partea de post-procesare, pentru că în spitale știi și tu că nu-i lumina grozavă. Uh-huh. Și nu-s culorile grozave, deci trebuie un pic de străduință acolo. Da, contează și partea de după. Da, contează, contează. Partea postpartum. Exact. A fotografiei. Da. Da. Unde dacă e emoționantă, mai plângem un pic. Așa-i, așa-i, da. Spune-ne, Denisa, unde te găsim? Cum putem da de tine? Mă găsiți pe Facebook, Prima Gură de Aer, pe Instagram, tot așa, și pe site, primagurădeaer.com. Uh-huh. Super. Mulțumim tare mult. Cu mare drag, mersi și eu. Îți urez mult succes și sper să fii alături de cât mai multe cupluri și să le faci fericite continuare. Mulțumesc mult. Mersi la fel.